Caz fără precedent în România. Un primar a renunțat la pensia specială. Lucian Morar, edilul orașului Ulmeni din județul Maramureș, a semnat o declarație notarială prin care s-a angajat să nu ia banii ce-i revin din bugetul local, conform noului cod administrativ. Primarul, care este și președintele PMP Maramureș, susține că nu vrea să fie mai presus de restul cetățenilor. Pe data de 8 iulie 2019 am semnat în fața unui notar public hârtia prin care am autentificat că eu renunț la pensia specială pe care o consider un furt din buzunarele românilor. Am speranța că și alți aleși locali și județeni îmi vor urma exemplul. Totodată, acest semnal de alarmă se îndreaptă și împotriva altor pensii speciale sau drepturi bănești de care, pe nedrept, beneficiază mai multe categorii de aleși, unele dintre aceste drepturi fiind deja în plată. A declarat primarul Lucian Morar. Prin gestul său, edilul i-a dat și o lecție ministrului muncii Marius Budăi, care susține că pensiile speciale sunt un drept al tuturor demnitarilor și că e normal ca aceste indemnizații să fie plătite din bugetele locale. Lucian Morar a mai fost și în luna aprilie subiectul unei controverse. Atunci, primarul a făcut timp de 10 zile greva foamei în fața Ministerului Sănătății pentru înființarea unei stații de ambulanță în localitatea pe care o conduce. El a susținut că fondurile din domeniul sănătății sunt alocate pe criterii politice.